Tibi spune. Bună seara și bine ați dat click la un nou episod din cel mai podcast epic. Singura emisiune de sit down, come and drink din întreaga lume. Din lume. Mai face cineva asta? La noi în oraș. Să stea jos să bei să... Să stea jos să beie. Să stea jos să beie. Să beie. Sau să bea, depinde de unde este. Mai sunt care fac asta prin birturi, dar nu se filmează. A, da. Că nu vor dovezi. Normal. Nu, bun. Ce? Mă gândesc unde ar putea duce treaba asta. Zi, Tibi. Atât am avut. Zi în primăvară unde duce treaba asta. Ce-o facem noi? Dar nu știu, vai, numai Dumnezeu poate ști ce ne rezervă viitorul. Și dacă ne rezervă cam ce ar trebui, ce... Oh. Ar putea fi un turneu național. Ne rezervă tot lucruri foarte frumoase și tot pe gratis. Suntem pe punctul salutare de a-l convinge pe Adrian, colegul Ștefan Cucu. Nu suntem siguri că reușim să-l convingem. Avem nevoie de susținerea voastră, dând acolo comentarii, like-uri și... Nu like-uri, că n-ai treabă cu like-uri. Share, subscribe. Nu, bani, să facă petiții online. Faceți petiții online. Să vină Cucu la Sit Down Comment Drink. Din primăvară, dar primăvara asta de vreme, de prin februarie ne gândim noi. Dar ce mai și explici ce ar însemna asta? Ei să facă petiția. Poate să dea și un mic avans. Dați un avans. Emitem factură. Ideea e că poate din primăvară, dacă se dezgheață drumurile, ne apucăm să ne plimbăm, mergem pe la fiecare pe acasă, prin oraș, prin birt, prin bar, prin casă de cultură, bibliotecă județeană, națională, Academia Română, orice. Unde ne chemați, venim. Nu vă cerem nimic. Și cum a să venim noi de acasă? Nu vă cerem pe dracu. Nu mă pot... La... Tu n-ai învățat regulile de aur ale negocierii. Prima te zici că le dai tot și după aia le ulterior când îi simt că... Asta e om de vânzări. Da, zi, venim de acasă... Bogdan are dreptate. Da, să nu vorbim unii peste alții, zic eu. Pentru că toată lumea face stand-up comedy în România. Unii fac stand-up comedy bun, unii fac stand-up comedy pe care probabil ar bine să nu-l facă. Noi venim cu o masă, o umplem de băutură și facem sit-down comedy drink. Turneu național. Voi să fiți pe partea elaltă. Dacă vă duceți de băut bine, dacă răbdați bine. Puțin probabil să împărțim noi băutura cu voi și nu din egoism, ci din calcul foarte echilibrat. Adică nu e neapărat come and drink with us. Nu, poate come să fie come and drink. Poate să fie come and drink. Comentăm și bem, iar voi come and drink. Ați înțeles. Îl facem turneu. Adrian, vii? Nu e frumos să minți în post. Hai mă să facem un turneu de comedy drink. Vă știți nebuni? Sit down comedy drink. Nu știu dacă mă tine ficatul. Bă, dar tu ce faci aici? E pus o cameră în față și acum îl șantajezi? Da. Să vadă lumea care e în natura relației. Să zic adevărul. Mă cheamă să-i fie lui mai bine, dar ție mai rău. Ce urmărești de fapt? Ok, aduc de băut că avem de băut. La un moment dat aveam idee despre cum să povestim de chestii faine. În podcast. Da. Da. Despre cumpărăturile de sărbători, pentru că tot vine peste noi magia Crăciunului și ne fură portofelul. Nu tăiați braz, până zic băieții de magia Crăciunului, vă rog din suflet. Potolește-te cu dimensiunea deci vă rog din suflet, nu tăiați braz. Nici ăla de 1,5 metri de-l vedeți, ăla a avut nevoie de 10 ani să fie atâta. E foarte greu, e... Dar cum altfel să sărbătorești nașterea lui Hristos decât cumpărând o plantă și urmărind-o cum moare la tine în casă? Mai zici ceva? Groaznic, bucurându-te. Tu cum? Așa, singur. Bucurându-te de asta. Singur, gol și în fric, bucurându-te. Tu cum te apropii de Dumnezeu dacă nu defrișând ceva? Oh my God. Niște rafturi dintr-un supermarket, pentru că toată lumea cumpără, am fost în weekend în mall, știi cine era acolo? Toată galaxia era acolo. Erau viermilieni și șerpilieni și râmilieni și alte protozorieni și Lorin Fortuna îi organiza amebieni și forme de viață așa inferioare care colcăiau pe acolo. Hei, nu-i rău. Mănășturene, fost Dumnezeu chestia asta. Ei brad, poate ia foc, mori, ajungi la el. Mânci prea mult de Crăciun, mori, ajungi la el. Te apropii de Dumnezeu. Petarde, te rănești cumva, mori, ajungi la el. Da. Cum să ajungi altfel la el? Te îmbeți, ficat, explozie, ciroză hepatică, mori, ajungi Unghiez la altul. Șanț, altfel, da. Cum să ajungi la el? Că nu e ca și când stai într-o antecameră și tot aștepți să ajungi la el, citind un ziar oarecare Noul Testament. Da, da, da. Apropo de Dumnezeu, mă gândeam la poarta Raiului. E cam singura poartă la care nu bat martorii lui Jehova. E, mă. Știi? E, mă. Drăguța dracului. Zine, Bogdan. Și văd pe Dumnezeu care zice, cine e martorul lui Jehova? Cine? Martorul lui Jehova. Eu nu știu, păi.
Voi, Marta voi aia care, voi aia care Petre nu deschide. Voi aia. Ăștia s-au uitat la mine când am făcut pământul. Tu l-ai, deci ăștia știu. Stă Dumnezeu așa la interfon. Cine-i? Pastor, cine-i acolo? Sau Sfântul Petru, în fine, nu contează. Dar eu îl văd la interfon și cu o peruță electrică de dinți. Că eu venit dimineață de tot compartimentalizează, încă nu și-a făcut tablieturile. Așa ăștia care cerșesc în numele lui Dumnezeu vin dimineață. Da, că auzi, sună la interfon. Alo, cine-i? ONG. De parcă ar fi numai unul pe care îl cheamă ONG, știi? De parcă știm toți pe ONG. Bine, ONG, domnule, ce vreți? Strângem bani pentru un caz de... Sau să tot audă la interfon câte un pic... Să ducă să răspundă nimic, să ducă iară să se răspundă, de să răspundă și... nimic. Și de câteva ori să-l aștepte la scara, în scara blocului acolo după ușă și să-l prindă și să zică, bă, tu ce vrei aici? Nu știu că acum am face șocuri electrice, mă suscitează. Deci nu știu dacă e intru sau nu. Eu vă zic, vă jur, eu de câte ori am fost cu cineva, gen femeie, am observat o pauză și n-am vrut să vă surprind. Să fii femeie. În sens biblic, să, da. să cunoști intim. De împreunare, să-l caut pe Dumnezeu în ea. Nu asta am vrut să zic, că nu asta am vrut să zic. Nu de împreunare, mă. Dacă punctul G de la ea vine de la God. Vai, ce bună e asta! Oh, God! God. Da, și God, da. Dar așa. Zice, cu... Zi, Adrian, de câte ori în sens biblic? Nu vorbiți deci, deodată. Când am fost cu cineva, eu, cum mă știți că eu sunt cu Dumnezeu, în plasă, pe bucăți, bun. Ok. De, s-a întâmplat ca fiind mai serioasă relația, nu-i așa, să-i cunoști părinții, să bla bla bla, și să stai de Crăciun sau de Paști, la ea acasă. Unde cine vine? Neamurile e. Nu, mă, popa, mă. Fostul. Dar ce vine, popa, la Paști? Fostul. Cu ajunul. Era... Fostul. Da, de bun. Da. Știi ce vine? Că să ai și pe fostul și pe fostul. Asta am vrut să fac un așa. Cu fostul și cu fostul. O veni fostul, a de fostul. Bun. Foarte. Vine popa. Nu. De câte ori am fost? Și am încercat să... Mă, cum se zice, să te intri în tradiție. Familie. Așa. Să te integrezi. Așa, să te integrezi. Înțeleg de ce nu i-a reușit. A venit. Pentru că... Venea popa cu chestia, nu știu dacă la Paști sau la Crăciun vine. Când vine cu măturicea aia și țâpă cu apă în cap. La Crăciun? Anul nou. La Paști nu. Anul nou. Așa. Bobotează. Și că ai tu un semn în casă și vine și tu, da, este aici semnul, m-a plecat, e ca și când rămas sigiliu. Semnul ăla din casă, știi, de popă, mie mi se pare ceva exagerat. E un fel de rovinietă sfântă. Mai rău. Da. Te vede Dumnezeu că circuri fă la ea și așa străzrește casa mai de sus. Rău. Ca Zeus, așa aruncă cu fulgere. Mai rău, inundate mai de la vecin. Poi, incendiu. Mai rău, parcă ai înfierat vita. Așa mă simt. Ai înfierat casa, așa. Să știi creștea mea. Că așa face nou. Așa face religie. No, ideea e că de câte ori era chestia asta în casă, eu am hotărât cu cine era în vremea respectivă să mă scutească de așa ceva. Și m-am ascuns toate de fiecare dată în dulap. Când intra nu popa în cameră. Știi că el intră în toate camerele, că el trebuie să dea cu apa aia în toate camerele. Da, că nu ai umezeală în casă. Că după cadouri nu s-ar fi dus. Da, nu ratează niciuna. Mă crezi că niciodată nu m-am simțit cu atâta frică în mine, cât am stat în dulapul ăla. Dacă deschidea dulapul, mă, unde aruncă băia, nu se face grasie. Nu să-l văd. Și vine cu chestia cu icoana și ți-o dă, s-o pup, mă. Deci nu ți-o dă așa, Tibor și numele și ți-o pune aici, așa. Bum! Psh! Și tu... Mă, v-o trezit vreodată? Bacterii. Ați fost treziți de mama dimineața în somn, când aveați 9, 10, 11, 16 ani? Nu zice glume de pe junime. Nu. Nu, dar te regăsești în ea, pentru că asta s-a întâmplat, mă. Când am văzut, am zis, exact așa a fost. Ce, am văzut-o pe Facebook. Deci a fost pe Facebook, eu când exact am fost la grădiniță, aveam paturi din alea, de se închideau așa dulap. Da. Când eram răi, cretinele alea pe care le urmăresc și astăzi, dar n-am adresele la toate educatoarele, m-au închis și pe mine. Dar asta nu m-a speriat. Pe copiii care închideau și urlau ăia tati, de nu se poate ca în filmele de groază.
eu fiind ușor mai masochist, am zis, hai bă, ce că intră aer pe acolo, ce e chiar așa. Și am făcut intenționat și m-am închis în dulap. N-am avut treabă, dar în dulapul ăla, când s-a apropiat popa și auzeam, știi, s-a apropiat, deci acolo, jur, eram tot mai lipit. Cu sacou, cu roche, cu ce era, ce era dulapul. E groaznic, e groaznic, jur. Și să te ascunzi, groaznic, dar aminte să-L întâlnești pe Dumnezeu. Dar mi-am amintit de doamnele alea de acolo. Așa că toate aveau ca un fel de aură, dar nu era o aură, că era o căciulă de blană de aia. Așa, da, o cușmă de aia. Ca la Sandra. Exact, exact. Așa e că am vrut să vorbim despre cumpărături. Da, următorul, în următorul. Asta a fost dintr-o... Deci, ok, am înțeles. Tu n-ai terminat nici cu brazi. Da. Ai vrut să zici ceva cu brazi, da. Nu, cu brazi. Plantați, nu-i tăiați, faceți din altceva. Bun, și dacă îți cumperi din ăla care plantat deja, că știu și părerea. E o hoție. De ce, mă? Pentru că a plantat el la el în grădină. Și nu s-a prins. La mărișel, nu se prinde nimic. Nu se prinde nimic decât dacă cantitatea de pământ și rădăcină e enormă gen atâta. Păi da, băi, ateu habotnic ce ești. Că de aia nu se prinde. Că nu crezi. La revedere. Acestea fiind spuse, noi vă urăm un sincer noapte bună, copii. Tu ești nebun, de-abia am început, mă. Stai și am încercat să ne facem cont pe o platformă pe care să ne dați donații sub formă de bani. Punem link-ul mai jos, cred că se numește Patreon, dar nu sunt sigur. Puteți să fiți și voi și patreonii noștri. Ca să fac un calambur de joc de cuvinte. Și fiți patrioți. Intrați pe Patreon ăla și sponsorizați pe unii ca noi, nu pe toți americanii. Nu desface. Sau turcii de la Canada. Episodul următor peste 3 zile. Iertare, mamă. Să păstrăm așa magia și suspansul și iluzia. Asta o bem peste 2 zile. Treci, mă, să-i dăm!